Fi cu mintea hotărâtă cu privire la cine ești. Bună seara, Biloed! Azi este studiul nostru biblic de miercu și am să vă împărtășesc. Am vrut ca miercurea să fie un cuvânt care este inspirat de ceva ce se întâmplă în viața oamenilor. Să împărtășesc ceea ce Duhul Sfânt vrea să împărtășesc. Așa că voi începe cu ceva ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă în această dimineață. El mi-a împărtășit despre credincioșie. Haideți să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 1, deci o să încep să citesc de la 15. Aici e Pavel care scrie Bisericii din Corint. În această încredințare voiam să vin mai înainte la voi, ca să aveți un al doilea har. Voiam să trec pe la voi în drum spre Macedonia, să mă întorc din Macedonia tot pe la voi și să fiu trimis de voi în Iudeia. În luarea hotărârii acesteia am lucrat eu un chip ușuratic? Deci, plănuind aceasta, m-am comportat eu oare cu ușurătate? Sau mi-am făcut planurile în mod firesc, gata să spun și da, da, și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da, și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în el nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea prin el spunem amin spre slava lui Dumnezeu. În el, în Hristos, toate promisiunile sunt da și amin spre slava lui Dumnezeu și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și cetluit și ne-a dat în inimă Duhul ca pe o garanție. Îl chem pe Dumnezeu ca martor al sufletului meu, spunându-vă că n-am mai venit în Corint, tocmai ca să vă cruți. Nu că noi domnim peste credința voastră, ci suntem conducători cu voi pentru bucuria voastră, căci voi stați ferm în credință. Îmi place ce a spus aici și este interesant de la versetul 17. Deci, plănuind aceasta, m-am comportat eu oare cu ușurătate? Sau mi-am făcut planurile în mod firesc? Știi, orice este făcut în carne este incert, nesigur, este da și nu. Carnea este cu mintea împărțită, dar tot ceea ce este făcut cu Duhul este sigur și este da. Există o cunoaștere că știi, Dumnezeu nu are o minte dublă în privința a cine este. Chiar în orice decizie pe care o ai, o ei nu ai o minte împărțită cu privire la acel lucru, așa că orice vine din carne este cu mintea împărțită, duplicitate e da, uneori este nu, alteori. Pentru că acea decizie a fost luată din carne sau poate din impulsivitate. Dar ceva care vine din Duhul este întotdeauna un da și apoi ar putea fi un nu. Este sigur pentru că asta este natura lui. Daul lui este da și nu lui este nu. Nu este duplicitar cu mintea împărțită. Înțeleg asta tot mai mult chiar acum, când citesc. Orice vine din carne este un da și un nu, dar orice vine din spirit este da. Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi nu este și da și nu, pentru că Dumnezeu e sigur. Deci, întotdeauna este un da sau este un nu. De aceea, chiar și în căsătorie, începe prin credință, ca o decizie. Da, dar orice începe din trup este și un da și un nu, pentru că nu a avut originea în credință. Și de aceea treci prin suișuri și coborâșuri și lucruri de genul ăsta, lucruri precum adulterul și așa mai departe, pentru că nu a început din Dumnezeu. De aceea Biblia este atât de sigură. Uită-te la asta. Dacă e din Duhul, este da sau este un nu. Ești sigur cu privire la acel lucru. Nu ești cu mintea dublă sau împărțită. Hai să citim mai departe. Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi nu este și da și nu, căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos pe care noi l-am predicat printre voi, eu, Silvanus și Timotei, nu este da și nu, ci el este întotdeauna da. Ca fiu, tu și cu mine suntem foarte siguri de cine suntem și de aceea tot ceea ce facem este sigur. Înțelegi asta? Așa că uită-te la asta. Ci el este întotdeauna da, pentru că în el toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da. Nu sunt nesigure, sunt sigure. De aceea, cum luăm parte la natura divină? Prin promisiunile lui Dumnezeu. Așadar, așa cum îți asumi acea promisiune, este o garanție, pentru că fiecare promisiune pe care o iei doar îți arată cine ești. Orice promisiune văd, o și primesc din cuvântul, nu încerc să o revendic. Cine a menționat, cineva a menționat zilele trecute despre faptul că rostește și revendică asta, dar i-am spus: Isus nu revendică nimic pentru el însuși. Nu pretindea sau revendica. El era doar o reprezentare. Tot ceea ce făcea era o reprezentare a cine era. Așa că atunci când a spus că eu sunt viața, nu a pretins că sunt viața, sunt viață. El era viață, și pentru că era viață, tot ceea ce a făcut el a fost viață, și lucrurile moarte reveneau la viață pentru că el este cine este și cuvântul este unul. Așa că atunci când citești Biblia, când te uiți la promisiuni ca fiu, nu trebuie să revendici promisiunile. Pur și simplu, el ne arată cine suntem pe măsură ce te odihnești în asta. Când citești o promisiune, totul vine să spună că tu nu ești așa, nu e pentru tine și acolo intervine răbdarea, acolo este rezistența. În momentul în care vezi ceva, cum e acum de exemplu, tocmai am văzut ceva în momentul în care citeam, Duhul Sfânt mi-a arătat că carnea este impulsivă, așa că carnea va fi întotdeauna și da și nu. O decizie luată din carne. Când cineva tocmai s-a răzgândit în legătură cu ceva, e pentru că, de fapt, nu a avut originea niciodată din Duhul. A fost în trup. Dar omul spiritual este un da și un da sau un nu și un alt nu. Asta înseamnă că este sigur, este sigur pentru că vine din natura lui Dumnezeu. Acum, așa cum am văzut asta, înseamnă că cuvântul meu este sigur. V-am mai spus asta. În momentul în care ai devenit fiu, ai o inimă cu el. Și acum Dumnezeu spune că o să scriu pe inima lui. Eu o să-l fac să meargă pe cale. Suntem un duh cu el, partea care este întotdeauna împărțită, este în sufletul nostru, ne separă în mod constant. Ca și cum ar fi Dumnezeu acolo și Tu aici, și în acest loc venim în unitate. De exemplu, dacă văd această promisiune, îmi spun că nu sunt cu mintea împărțită. Daul meu este da și nuul meu este nu. Acum, aceasta este identitatea pe care am luat-o. Asta este cine sunt. Acum, totul vine să mă facă să fiu cu mintea împărțită. Dar, apoi, când sunt sigur, Rămân pe aia. Înțelegi ceea ce spun? E pentru că vine din cine sunt. Tu și cu mine nu suntem din carne. Tu și cu mine suntem născuți de sus și identitatea noastră este din Duh. Născut din nou înseamnă născut de sus. Am vorbit despre asta și mesajele anterioare. Duh vis-a-vis -vis de carne. Iisus spune, cine este născut din carne, este carne, cine este născut din duh, este duh. Și apoi El spune, că nu mai sunteți din carne, sunteți născuți din Tatăl nostru, suntem născuți din cuvânt. Dumnezeu este duh, deci totul despre tine și despre mine este sigur. Știi, cuvântul spune că există o ungere de la Domnul și știi toate lucrurile. Uneori, chiar înainte ca mintea mea să prindă din urmă unele lucruri, eu deja știu, am o cunoaștere înăuntrul meu. Pur și simplu, așa este. Uneori știu proiectele pe care le voi face și proiectele pe care nu le voi face. Deși par bune, doar știu în adâncul meu, doar știu. Și apoi chiar așa se întâmplă. Mintea mea s-a prins, de asta doar mai târziu dar am știut că nu îmi place ceva. Nu simt asta sau ceva de genul ăsta. Și asta vreau să spun, că știi deja lucruri în avans și știi deja că este un nu, de exemplu. Așa că carnea ta poate fi în toată acea minte împărțită, dar omul tău spiritual știe. Tu nu ești carnea ta, ești omul spiritual. Iar după o vreme devine mai ușor, devine mai ușor doar știi, știi când este un nu și când este un da. Cum iau cuvântul? Deci dacă văd asta, pentru că în el toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și în el, în Hristos, sunt amin, spre slava lui Dumnezeu prin noi, acum cel care ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a dat în inimă Duhul ca pe o garanție, toate promisiunile lui Dumnezeu în Hristos sunt da și în El amin spre slava lui Dumnezeu. Vreau să mergem rapid la coloseni. Versetul cu suntem părtași la natura divină. Deschideți cu mine la 2 Petru, 1 cu 4, o să citesc câteva versete și înainte. Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei care prin neprihănirea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos au primit o credință la fel de prețioasă ca a noastră, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Domnul nostru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate lucrurile, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viață și evlavie prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și virtutea lui. Prin aceste lucruri el ne-a dat promisiunile lui prețioase și foarte mari pentru ca prin acestea scăpând de depravarea care era în lume din cauza poftelor să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești cum deveniți părtași ai naturii sale divine. Asta ți se întâmplă în mod constant în orice situație în care ești. Uneori aud mărturile voastre și văd procesul prin care a trecut înainte, iar tot ce a făcut acel proces a fost să îndepărteze toate buruienile și am văzut identitatea voastră formându-se prin asta și apoi dintr-o dată soluția vine, dar îmi place să văd acea călătorie, ca azi cum împărtășa Șnehab și mi-am luat notițe pentru că s-ar putea să nu pun acea parte online. Dar doar să aud mărturia ei și să văd ce lucruri uimitoare a făcut Dumnezeu în viața ei e atât de frumos, și prin tot cum identitatea ei a fost cernută și și-a asumat promisiunile lui Dumnezeu. Dar uite-te acum ce scrie aici în versetul 4. Prin aceste lucruri, El ne-a dăruit promisiunile Lui prețioase și foarte mari, pentru ca prin acestea, prin promisiuni, să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești, scăpând de depravarea care este în lumea din cauza poftelor. Asta este ceea ce vreau să spun în orice domeniu, fie că este vorba de finanțe, fie că este vorba de sănătate, Indiferent dacă este vorba de relații, există o neprihănire care lucrează în numele tău, și asta înseamnă că partea ta va fi puțin diferită de partea persoanei de lângă tine. Și cum primești această porție? Cum lucrează această natură divină pentru tine, care te separă de corupția care este în lume prin pofte? Înseamnă că este o separare în afara ei. De aceea, când Isus se ruga pentru cenicii lui, înainte de a merge la cruce, el a spus că i-a sfințit prin cuvântul tău trimis: Sfințit înseamnă pus deoparte. Așa că tu și cu mine, în orice încercare, suntem puși deoparte de corupția care este în lume sau de ciclurile lumii, prin faptul că mă uit la o promisiune și apoi iau acea promisiune. Mă odihnesc în ea pentru că tot ceea ce îmi va arăta promisiunea este de fapt cine sunt. Îmi spune exact cum am citit. Pria, carnea ta e împărțită, nu tu. Așa că de fiecare dată când ai fost cu mintea împărțită în legătură cu ceva, a fost carnea ta. Dar Duhul nu este cu mintea împărțită. Hristos în tine este un da sau un nu. El știe pur și simplu, e sigur. Mă uit înapoi în viața mea și am făcut tot felul de alegeri și lucruri de genul acesta. Pot vedea că, da, acelea au fost făcute în carne, dar în Duhul au fost lucruri pe care doar le știam și m-am ținut de ele și știam că totul era Hristos în mine. El nu este cu mintea împărțită. El este sigur și merge cu îndrăzneală. Este sigur. Daului este da și nu lui este nu, pur și simplu știe. Așa că am devenit un părtaș în promisiunile divine. De aceea, în orice situație pe care o întâmpin, îmi place să întreb persoana respectivă, care este promisiunea pe care stai? Și nu trebuie să fie pentru vindecare. Nu tot timpul este vorba de promisiunea prin rănile lui sunt vindecat. Nu, ar putea fi doar că eu sunt prea iubitul pentru că este o revelație pentru tine, nu este că ceva teoretic sau o formulă. Este o revelație pe care ți-a dat-o Dumnezeu și ce-ți vorbește Dumnezeu. Deci ei acea promisiune pentru că vorbește despre natura ta divină, ceea ce înseamnă că dacă eu sunt prea iubitul, înseamnă de asemenea că sunt iubit, m-am născut din el, sunt una cu el, deci nimic nu mă poate atinge. Mă urmăriți? Deci, este o relație personală, este o călătorie personală în tot ceea ce faci. Așa că, mă uit la promisiuni, m-am trezit de dimineață și mi-a spus, eu îmi țin credincioșia față de tine. El doar îmi reamintea că el își ține credincioșia față de mine, și apoi a mers mai departe și mi-a spus, știi, când spun că îmi țin credincioșia față de tine. Eu și promisiunea suntem una. Ele nu sunt despărțite, nu sunt doar două lucruri diferite, sunt o reprezentare a cine sunt eu. Asta înseamnă că toate promisiunile mele își țin credincioșia față de tine. Asta a fost ceva atât de simplu ce am primit în dimineața aceea, a fost un cântec pe care l-am auzit, și apoi am început să meditez la el toată ziua. El își ține credincioșia față de mine. Deci, dacă el este credincios față de mine, atunci și toate promisiunile lui sunt de asemenea credincioase față de mine, pentru că e cine este el. Iar tu și cu mine suntem născuți din asta. Știi că este natura ta divină să fii credincios? Cineva poate să-ți facă ceva greșit și tot felul, dar totul în tine este plin de credință. Oamenii care sunt respinși și lucruri de genul au fost părăsiți, nu se laudă cu asta, dar tu ești credincios, așa că tu nu ești cel care pleacă, înțelegi? Este natura ta să fii credincios, este un lucru bun că ești credincios, este natura ta, ești la fel ca tatăl tău. Este glorie în asta că ești la fel ca tatăl tău. Așa că uită-te la toate făgăduințele astăzi și uită-te la ele în Hristos, ca fiind dus credincioase ție. Am avut o predică despre ne odihnim în credincioșia lui. Hristos a murit la cruce. Acum este credința lui Hristos care lucrează în noi și prin noi în toate lucrurile este credința lui care lucrează. Și Biblia spune că atunci când ești necredincios, el rămâne credincios. Asta înseamnă, uneori am văzut că promisiunile lui Dumnezeu au devenit da și amin în viața mea și apoi am realizat că nici măcar nu crezusem. Iar apoi mi-am dat seama că totul este Hristos în mine și în momentul în care ai spus da și ai intrat în împărăție, trăiești prin credincioșia Lui și asta îți dă o dignă și ce zi de odihnă pentru mine să mă trezesc dimineața și să știu că toate promisiunile lui îmi sunt credincioase pentru că el îmi este credincios, pentru că el și cuvântul lui nu sunt separate, ei sunt una, deci toate vor fi credincioase vouă. De aceea atât de multe dintre mărturile voastre, chiar și mărturia pe care am citit-o, Mă uit peste această mică mărturie și îl văd pe tatăl care este credincios prea iubitei lui și toate promisiunile fiindu-i credincioase ei. Am vorbit despre cum Dumnezeu este un Dumnezeu instantaneu și face toate lucrurile în momentul acum. Cuvântul este viu, Cuvântul lui Dumnezeu este viață și e puternic. În una dintre traducerile din greacă am văzut că, de fapt, Înseamnă acum, înseamnă faptul că este viu, înseamnă că este foarte prezent și activ. Deci, tot ceea ce făcea Isus nu a fost pentru o zi viitoare, ci în acel moment oamenii se vindecau, instantaneu ochii orbilor se deschid, oamenii încep să meargă, cei morți revin la viață. A fost instantaneu pentru că el este viu și activ. Așa că eu mă gândesc acum că sunt viu și activ pentru că sunt născut din cuvânt și totul în viața mea este viu și activ. Acum trăiesc în prezent. Nu am de gând să-mi fac griji pentru ziua de mâine. Mi s-a spus să nu-mi fac griji pentru ziua de mâine pentru că sunt născută din eu sunt, așa că sunt prezent. Deci, dacă sunt prezent, trăiesc doar pentru ziua de azi. Asta vrea el să fac. Așa că doar mă uit uneori la ziua mea, și asta este ceea ce învăț să fac chiar acum: să mă uit la ziua de mâine și ziua de după, să nu mă uit la ziua de mâine și ziua de după, ci să mă uit și să văd ziua de azi și aprovizionarea pe care o am azi, iar apoi învăț să văd oamenii poate fi pe care am întâlnit astăzi și care este viața pe care ar trebui să o dau astăzi, pentru că sunt un duc dătător de viață. Așa dar să am bucurie pentru astăzi. Unul dintre cele mai grozave lucruri care s-au întâmplat și vreau să vă mărturisesc este că nu am irosit anul trecut. Nu l-am irosit și mă refer mental, pentru că prima oară în viața mea pentru prima oară în viața mea. Bilovid am început și am continuat cu asta. Să dau cuvântul, am perseverat și m-am schimbat. Ar fi fost foarte diferit dacă nu, dar am continuat anul acesta și anul anterior am continuat să merg înainte. Nu am lăsat circumstanțele să mă facă să-mi pierd bucuria în prezent în acum. Și asta este ceva ce am permis înainte dar nu am mai permis în ultimii doi ani. Acum m-am schimbat pentru că am văzut în cuvânt și acum o să trăiesc în prezent, pentru că m-am uitat la viața mea în trecut și deciziile pe care le-am luat au fost greșite, iar acum mă gândesc de ce am pierdut toți acei ani fi naivă când aș fi putut face atât de multe lucruri, aș fi putut face ceva în cariera mea și lucruri de genul ăsta. La acel moment nu trăiam în prezent, nu aveam suficientă încredere în tatăl meu. Așadar, acum când mă uit înapoi, sunt totuși foarte fericită de acele decizii, dar am pierdut mult timp, pierdut, nu am avut bucurie și mă întristează aspectul ăsta. Astăzi, singura bucurie pe care o am și am avut-o în ultimii doi ani e că acum aleg bucuria și să trăiesc în prezent și merg înainte cu ceea ce face Dumnezeu. Și este un sentiment atât de grozav pentru că acum trăiești ca un fiu și acum totul este sub picioarele mele și văd biruință în fiecare lucru. Și văd și Dumnezeu îmi arată cum Hristos se formează în mine, în sufletul meu, unde am lăsat să fiu învinsă atâția ani și apoi diferența că acum nu am mai permis asta. Nu mi-am lăsat emoțiile și toate astea să mă guverneze, am început să ale cuvântul. Și așa cum am început să ale cuvântul, am început să văd cum lucrurile se schimbă. Am început să văd cum lucrurile și cu circumstanțele se apleacă în fața mea pentru că am ales să cred cine sunt. V-am spus, cuvântul spune că fiul moștenește toate lucrurile și toată moștenirea este dată fiului, diavolului, îi place să ne aducă în victimizare și să ne plângem de milă. De aceea, în momentul în care te simți victimizat, înseamnă că altceva este deasupra ta. Deci, în momentul în care ceva este deasupra ta, ți-ai pierdut poziția de fiu în acea zonă și astfel devii un sclav. Iar apoi vrei să moștenești, dar apoi te întreb de ce nu se întâmplă. E pentru că ți-ai pierdut terenul. Ești un fiu, dar te comporți ca un sclav. Sclavii nu moștenesc și știu că uneori sunt încercări grele și cum alegi? În mijlocul acelor lucruri doar te odihnești în că ești un fiu, alegi, alegi să nu fii înrobit de circumstanța respectivă, alegi să nu lași acea circumstanță să-ți dea o identitate de sclav. Chiar și atunci când se întâmplă lucruri rele, nu lăsa să îți dea o identitate a cine ești te separ de acea circumstanță și așa cum nu permiți acelui lucru să te afecteze, rămâi pe poziție cu privire la cine ești, iar acea circumstanță se va apleca în fața ta. Așa că în cazul în care ai fost sclavul acelui lucru, acum, dintr-o dată, acel lucru devine sclavul tău, se apleacă în fața ta pentru că nu ai permis să-ți dea o identitate. Ai înțeles asta? Este un adevăr spiritual și am văzut asta în multe dintre mărturile voastre și ale oamenilor care mi-au scris și am văzut cum înainte erau într-o poziție de sclavi și apoi brusc s-au schimbat și nu au permis ca acea circumstanță să-i aducă în victimizare, ci au ales din nou, sunt un fiu, au ales să creadă ce a spus Dumnezeu despre ei în ciuda întregi experiențe ce le-a venit în cale și dintr-o dată au pășit în moștenirea lor o moștenire uimitoare și glorioasă pentru că nu au permis acelui lucru să le dea o de identitate de a fi învinși sau de a fi sub o situație. Recent am vorbit cu Michael și mi-a spus, știi, câteodată ceva atât de mic, ceva atât de nesemnificativ ca de exemplu copilul tău, poate ajunge să-ți dea o identitate că nu ești suficient de bun. Și asta vreau să spun, tu poți fi această persoană înflăcărată în lume și slujești sau împărtășești cuvântul și apoi din cauza la cineva ceva atât de mic poți deveni blocat de acea situație. Tot ce poate face diavolul este să facă ceva mic, să-ți dea o identitate că nu ești demn, că să spună că ești sub. Și trebuie să fii înțelept să nu preiei acele identități nici măcar în nici o situație. Deci, situația este tot acolo, e în regulă. Tu tot ești neprihănirea lui Dumnezeu, tot ești prea iubit și în momentul în care te separ de acea experiență sau de acea situație, îți vei da seama că oricum nu a fost nimic adevărat în acea situație. Pentru că acesta este adevărul. Identitatea ta nu vine de la copilul tău care îți vorbește, identitatea ta vine de la tatăl tău și el spune că ești vrednic să primești toate lucrurile, ești neprihănit, te separ de trup. Asta înseamnă că chiar dacă i-ai spus ceva copilului tău și ai vrut să fii mama perfectă sau tatăl perfect pentru acel copil și nu ai vrut să faci acele lucruri. Nu permite acele experiențe să-ți dea o identitate că ești un tată rău sau o măria. Îți iei natura din Hristos și, desigur, există mereu acel loc de a da dragoste și de a fi tot ce Hristos te-a chemat să fii, dar te separ și vei realiza cum acel copil tot va crește să devină un fiu de Dumnezeu așa cum a intenționat Dumnezeu. Am văzut asta. Văd și unele lucruri noi și mi-am dat seama că totul are de-a face cu poziționarea. Așa că nu este vorba despre a revendica o promisiune, primești toate lucrurile datorită poziționării ta în tatăl tău. Și ce face? Și ceea ce face diavolul este să încerce să te doboare și să te facă să crezi că ești un sclav sub, să te facă să te simți victimizat. Și în acel moment știu că uneori este greu dar doar alege, doar alege bucuria, alege să nu iei ceea ce îți aruncă diavolul în cale și stai pe poziție și atunci vezi cum exact acel lucru se schimbă. Pentru vindecare am împărtășit asta cu voi. Este ușor pentru mine pentru că am trecut pe acolo, dar ei lucrurile în microcosmos. Un alt lucru pe care l-am observat este că uneori văd niște lucruri înainte să se întâmple în viețile oamenilor și nu are nimic de a face cu profeția, credeți-mă, totul are de a face cu cuvântul. Doar știu cum funcționează cuvântul acum. Și uneori vrei să obții o victorie și cauz, cauz, cauz din greu, dar vreau să spun că pentru tatăl e mereu despre familia lui. Deci, Cineva poate citi acel verset ca să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri vor fi adăugate, sau poate citi acel verset că caută mai întâi familia lui și toate aceste lucruri, neprihănirea, adică că ești un fiu al lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vor fi adăugate. Și am văzut, așa cum își iubește familia, își iubește fiii, așa cum este pentru fiii lui, despre a fi un spirit de viață, știți că toate lucrurile după care alergați și pe care le doriți să fie perfecționate în viața voastră vor alerga după voi. Tocmai am văzut asta și îl văd și uneori pot să văd cum oamenii nu înțeleg ceva și îmi dau seama că ar trebui să facă un anumit lucru. Pot să văd asta. Alteori nu mă implic pentru că ei trebuie să vadă acel lucru singuri. Dar ceea ce înțeleg din ce în ce mai mult este că dacă văd în cuvânt, este suficient pentru mine. Așa că nu e ceva profetic în ceea ce văd privind viețile lor. Știu doar cum funcționează împărăția, știu doar cum funcționează cuvântul. Așa că uneori cineva poate a pierdut un copil și poate fi atât de descurajant, dar și pierderea unui copil poate da o identitate a acelei persoane că Dumnezeu nu iubește sau poate da o identitate acelei persoane că oh, cuvântul spune că nu este natura mea să pierd și cum am pierdut? Oricât de groasnică și tragică ar putea fi acea experiență, trebuie să te separi de acea experiență, să nu te împodmolești în acea tristețe și apoi să te ridici și să spui nu, nu este natura mea să pierd, nu, eu sunt prea iubit și nu lași durerea să te atingă. Separă-te de, de, toate acestea. Știu că este greu, dar asta este încercarea credinței. Aceasta este încercarea de a sta pe acel cuvânt, pe acea natură divină ta. Când o vezi și spune cine ești, totul vine și toate circumstanțele vin pentru a te face să crezi că nu, nu ești cine ești. Și asta e încercarea în fața căreia trebuie să stai ferm. Ești răbdător, iar răbdarea înseamnă rezistență. Nu știu de ce tot spune răbdare în Biblie. Se referă de fapt la rezistență. Înseamnă că înduri și stai pe poziție și spui nu. Tatăl meu spune astfel, iar atunci tărâmul spiritual și totul știe că acest fiu nu permite unei împrejurări să-i spună cine e. În acel moment, acea împrejurare se apleacă în fața ta. Și nu vei avea un copil, vei avea 2, 3, 4, 5 și vor fi de neatins. Nimic nu-i va putea atinge pentru că identitatea ta acum nu provine dintr-o experiență, ci prin faptul că cuvântul spune așa, în afara unei experiențe. În mod similar, ieși cu băiatul sau cu o fată care au fost respinși și lasă experiențele să le spună cine sunt. Dacă ești un material rău sau un material bun, nu faci asta. Ești perfect de bun pentru că te-ai născut din tatăl și te ții de această identitate în afara experiențelor tale iar apoi Dumnezeu îți va adăuga pe cineva care te vede așa cum te vede el are legătură cu identitatea diavolul vrea doar să fure cuvântul că ești prea iubitul că tu ești fiul lui Dumnezeu așa că de fiecare dată când mă uit la natura divină cum mă uit astăzi așa cum v-am vorbit azi am înțeles că dacă am mintea împărțită carnea mea este împărțită Duhul meu este întotdeauna sigur, Hristos din mine este întotdeauna sigur de cine sunt. Așa că mă uit la zone din viața mea unde nu m-am îndoit niciodată, știam pur și simplu, doar că știam, pentru că era născut din Duhul. Și oriunde am fost impulsivă sau cu mintea împărțită, nu a fost Hristos pentru că el este foarte sigur de cine este. Daul lui este da și nuul lui este nu, și astfel știi că totul este Hristos în tine. Cu cât îți însușești mai mult acea identitate, în momentul în care am văzut asta în cuvânt, spun despre mine că Pria nu este cu mintea împărțită. Daul lui Pria este da și nuul lui Pria este nu, pentru că este daul lui Hristos și atât. Nu-mi las trupul să-mi spună. Oh, ești cu mintea împărțită, pentru că identitatea mea vine de la cine spune tatăl că sunt. Deci ar putea fi cazuri în care pare că ea este confuză, este confuză. Nu, nu, nu las asta să mă schimbe. Doar rezist. Și după o vreme vei vedea cum totul se va alinea cu faptul că daul tău este da, și nuul tău este nu. Este Hristos în tine. Nu lași experiențele tale să spună cine ești. Poți începe o afacere și poți avea o afacere șoată, o a doua afacere șoată, o a treia afacere șoată, dar apoi te ții de adevărul că Isus a murit pentru a te face bogat. A devenit sărac pentru a te face bogat, așa spune cuvântul. Este natura ta să fii rodnic și să te înmulțești. Este natura ta să fii prosper, pentru că abundența înseamnă viață, ceea ce înseamnă că orice faci dă viață. Așa că, chiar dacă ai avut una sau două eșecuri, nu permiți acelor experiențe să spună cine ești te separ, iar apoi a patra și a cincea și cea de-a șasea se aliniază, se aliniază acum cu cine ești tu pentru că nu ai permis să devii sclavul acestei experiențe, nu ai lăsat ca acel eșec în afaceri să spună cine ești. Înainte însemna că acea afacere era mai mare decât Hristos în tine pentru că i-ai permis cu așa ușurință să te influențeze. Rămâi fidel cu privire la cine spune Dumnezeu că ești, și apoi vei vedea că nu contează când te separ de experiențele tale și ești atât de înrădăcinat în cuvânt și cine spune că ești. Așa funcționează tărâmul spiritual. Asta înseamnă. Cum scap de corupția din lume, devenind părtaș al naturii divine, ceea ce înseamnă că există o corupție și toată această corupție. Și aceste cicluri are un singur scop. Biblia spune că nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, adică tu crezi că este o persoană, crezi că e șeful tău, crezi că este soțul tău, crezi că este soția ta care spune lucruri, dar spune că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva puterilor spirituale și a duhurilor rele din locurile cerești a autorităților și a puterilor. Asta înseamnă că în spatele acestor oameni există o influență, deci trebuie să fii înțelept în asta și acea influență se va pleca în fața ta. Acea influență știe că ești un fiu, așa că treaba ta este să nu te închini în fața ei, alergând după ea, permițându-ți să fii victimizat de ea. Rămâi fidel cu privire la cine ești. Crede-mă, toate lucrurile sunt menite să servească fiului. Fiul nu, ale fiul nu aleargă pentru a servi acele lucruri. În momentul în care alergi după acele lucruri, ți-ai cedat poziția de fiu și te comporți ca un sclav. Iar sclavii nu moștenesc, fiii moștenesc. Așa că cauți o vindecare? Sau cauți ceva care să vină în viața ta și te întrebi cum și de ce și uneori este așa de simplu. Și știi, am văzut asta de multe ori și am vorbit într-un mesaj despre chemare. Ascult-o. În trup, ca fiu, totul în tine este despre împărăție. Așa că, caută, așa cum crești în conștientizarea ta ca fiu, chiar și cu privire la trup, el a pus o chemare în viața ta. Pentru unii este muzica, să slujești prin muzică, pentru unii ar putea fi munca de administrare. Pentru unii ar putea fi altceva, dar caută să descoperi asta. Știi că regăl pentru că nimeni altcineva nu a vrut să facă asta, să meargă dimineața să curețe toaleta, dar știi că curățarea toaletei este de asemenea o chemare? Pot curăța toaleta și să o fac ca pentru domnul, pentru că oamenii vin acolo și o folosesc și nu este nimic mai prejos. Nu înseamnă că dacă predic este ceva mai măreț, și dacă cineva curăță toaletele este ceva mai prejos. Nu. Fac totul pentru tatăl și ceea ce vreau să spun este că o fac, o faci pentru copiii lui și este o răsplată în asta. Nu este nimic mic în împărăție. Dacă există o chemare în viața ta pentru ceva, el a pus în tine acel talent, este pentru el. Și așa cum o faci pentru el, vei vedea cum toate celelalte lucruri sunt la locul potrivit în viața ta. Așa că crezi că dacă înțelegi mai mult din asta și faci toate aceste lucruri, dar poate el doar îți spune să ai grijă de acel copil. Ți-am dat toate abilitățile exact pentru asta. Chiar și în împărăția lui Dumnezeu este Gabriel, este Mihail. Fiecare face lucruri și treaba lor este una singură, și așa cum fac acel lucru, există organizare și ordine în împărăție. Suntem chemați să fim fi. Creștem în conștientizarea noastră că suntem fi, dar chiar și în interiorul împărăției, el are ceva pentru tine. Și așa cum ești credincios cu acel lucru mic, ar putea fi doar să saluți pe cineva dimineața să-i spui, Salut! Sau pentru cei de la recepție, pur și simplu să-i saluți, faci asta pentru el și toate celelalte lucruri ți se adaugă și toate lucrurile se aliniază. Acum vă rog să puneți asta în practic pe, pentru a vedea o voi înșivă. Pentru că eu văd la mine aceste lucruri în microcosmos. Unii oameni urmăresc lucruri mari. Și ei doresc ca lucrurile mari să se schimbe, dar are de a face cu ceva atât de mic. Și dacă ar face asta, ar afecta acel lucru mare, pentru că tocmai am văzut că așa este el. De aceea spune că nici un pahar de apă, dacă cineva îți dă, el nu-și va pierde răsplata. Și asta este ceva ce văd despre el, că este, că nu este vorba despre ceva mare. Și e despre a fi fost tu credincios cu acel lucru mic. Pentru că așa sunt eu. Eu nu omit să dau o recompensă cuiva care ți-a dat apă ce te face să crezi că va fi diferit în dreptul tău. Și așa funcționează împărăția. Așa că este ceva ce tu vrei să vezi întâmplându-se, dar mai întâi este despre Tatăl. Ia cuvântul, fă totul despre El. Vezi cuvântul, el vorbește despre cine ești. Totul vine să te testeze, dar menține poziția, rezistă și acum în a rezista, nu uita să fii un duh dătător de viață. Uite de problema în care te afli, pentru că uneori problema te cuprinde atât de tare încât uiți că ești un fiu. Ești atât de ocupat să urmărești problema și vrei să ieși din problema aceea, încă toată acea problemă îți dă o identitate că ești sub ea, când de fapt nu e așa. Ești un fiu, ești mai presus de asta și uneori trebuie pur și simplu să ignori acel lucru și să alegi să fii un duh dătător de viață. Să uiți de problemă și pur și simplu să mergi înainte, pentru că asta este identitatea ta. Această problemă a venit să-mi spună. Că nu sunt și să mă îngenuncheze, și vreau să o resping și să mă duc să fiu un duh dătător de viață. Iar apoi, dintr-o dată, vei vedea cum tocmai acea problemă îngenunchează în fața ta, sau s-a schimbat, sau ceva s-a întâmplat cu acea problemă. E pentru că nu ai alergat după ea, nu i-ai permis să spună cine ești. Împărăția funcționează așa. Uneori, când primești vești proaste și lucruri de genul ăsta, nu fugi după ele. Du-te să vezi un film, un film fericit. Vei vedea cum lucrurile se schimbă. Acum știu că sună puțin ciudat, dar pune în practică. Am văzut aceste lucruri întâmplându-se, am văzut lucrurile schimbându-se și apoi mi-am dat seama că, vă spun din experiență, că nu lupt împotriva cărnii și a sângelui lupt împotriva lucrurilor spirituale și pentru că tocmai acel lucru a venit să mă împotmolească, pentru că am captat toată atenția mea și nu i-am permis, am mers să mă uit la un film fericit și am ales să mă uit la identitatea mea că boala nu este natura mea, nu este natura mamei mele, îi se va purta de grijă. Zicem salmul 91 și m-am dus la un film, iar apoi totul s-a schimbat. Acum, ce are de a face un film cu mama mea? Te vei întreba cum au sens aceste lucruri, pentru că nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui. Totul vine să-ți dea o identitate că ești sub problemă, dar nu ești. Alegi să dormi în furtună. Acestea sunt adevăruri spirituale. Puneți-le în practică. Veți vedea că ceea ce vă spun este adevărul, pentru că ești un fiu. De aceea Isus, chiar și atunci când aude lucruri, nu este impulsiv, nu a la Lazar când a auzit că e pe moarte, a așteptat. Totul a venit să-i spună, fugi, adică tu nu ești cine ești, dar prin faptul că se odihnește, alege să spună, eu sunt viața învierii, nu alerg după aceste lucruri, este sub picioarele mele, asta spune el, și apoi cel mort revine la viață. Atunci vezi aceste mărturii extraordinar de uimitoare. În orice situație unde ai probleme, pune asta în practică chiar acum. Acea problemă vine să-ți atragă toată atenția și să te cuprindă cu totul și să-ți dea o identitate că ești sub ea. Dar uneori, doar prin faptul că te îndepărtezi de ea, mergi la o cafea, mergi la o plimbare, mergi să vezi un film fericit, îți iei mintea de la problemă iar atunci când te întorci la ea, poți gândi clar, poți vedea clar. Nu te du la un film deprimant, ci la un film fericit, un film vesel, iar atunci când poți vedea lucrurile clar, îți vei aminti că ești un fiu și totul se schimbă, iar apoi du-te și fi un duh dătător de viață. Du-te și dă viață al Nu lăsa acel lucru să spună cine ești. Ți-am spus că ești un duh dătător de viață. Ai nevoie de viață acum. Asta îți spune problema. Dar ai rezistat și ai spus, nu, eu sunt un duh dătător de viață. Eu merg și dau viață. Și așa cum mergi și încurajezi pe cineva, vei fi încurajat. Iar acel lucru cu care te confrunți se va schimba. Problema se schimbă. Pentru că adevărul este că ați murit eu am murit, e Hristos în tine și Hristos a fost înviat și a așezat la dreapta Tatălui și scrie că toate principalitățile și puterile au fost făcute pentru El și prin El, dar toate aceste principalități și puteri sunt acum sub picioarele noastre, sunt sub El, așa că sunt sub picioarele mele. Ele se comportă ca și cum nu ar fi sub picioarele tale și de aceea nu te ridica să alergi după ele. Stai și domini. Așa că orice problemă care vine să spună că nu ești demn, poți să rezolvi problema, dar rezolva prin prisma a cine ești. Și este atât de subtil, diavolul poate folosi ceva atât de nesemnificativ, poate folosi ajutorul de la tine de acasă care lucrează pentru tine și să spună Oh, nu ești bun, nu ești bun angajator cu plățile, ești groasnic. Ar putea fi copilul tău care spune ceva, ar putea fi un cățeluș care nu-ți acordă atenția și merge la altcineva alergând și apoi simți că, oh, nu ești. Nu lăsa aceste lucruri să-ți dea o identitate. Ia-ți identitatea din cuvânt și apoi totul se va pleca în fața ta. Asta înseamnă să fii părtaș naturii divine. Ia o promisiune și apoi odihnește-te în ea și vei vedea cum acea promisiune îți este credincioasă ție, pentru că asta este natura lui. Deci totul vine să spună că nu, nu sunt credincios ție, promisiunea nu ți este credincioasă ție și în acel moment reziști. Știu că promisiunea îmi este credincioasă, este cine sunt. Așa că vom încheia astăzi aici. Hai să încheiem în rugăciune, doar spune asta după mine. Hai să aducem o jerfă de mulțumire lui Dumnezeu, lui Isus, pentru cât de credincios este El în ceea ce privește ceea ce face în viața ta. Așa că doar spune, Isus, ești marele meu preot. Tată, îți mulțumesc că sunt un fiu în împărăția ta. Da, Isus, tu ești marele meu preot și chiar acum îți dau o zeciuială spirituală și îți mulțumesc pentru toată revelația pe care a adus-o sufletului meu, chiar acum. Mulțumesc, mulțumesc pentru toți cei care ascultă astăzi. Îți mulțumesc că cuvântul tău spune că ești credincios. Ești credincios și pentru că ești credincios, la fel sunt și eu. Îți mulțumesc că promisiunile tale sunt credincioase. Ești una cu ele și ele îmi sunt credincioase mie. Îți mulțumesc pentru credincioșia ta în viețile noastre. În numele lui Isus, amin.